Piesa de teatru Doi pe o bancă de Alexandra Gelman este o poveste emoționantă cu doar două personaje. Din dialog, treptat se dezvăluie adevărurile și iasă la suprafață crâmpeie din relația între cei doi. Ce ai spus? Ce am spus? Când ai plecat? Când am plecat? Cum ai plecat? Cum am plecat? Și unde ai plecat? Păi ți-am zis că să-mi comanzi un taxi. Tu te-ai dus la vecina, mi-ai comandat un taxi și după asta eu... Povestea are și dimensiuni comice, ceea ce a avut priză la public. A fost o piesă interesantă, bună, mi-a plăcut, a avut dinamică, nu a avut nici într-un moment cădere și nu știu, chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mulți dintre noi s-ar putea recunoaște într-una dintre situațiile jucate în această piesă interesantă. În urma spectacolului, juriul a înmânat diploma actorul serii Eleonorei Miclea.